Salut și bine ai venit pe canalul meu de YouTube, Rulota cu povești. Astăzi am să spun câteva lucruri despre această carte, O girafă în spațiu și alte șapte lumi ascunse, scrisă de Cristina Donovici și ilustrată foarte frumos de Lavinia Folcan, o carte apărută la editura Curtea Veche în anul 2017. Ce găsiți din această carte? 8 povești minunate, motivaționale, inspiraționale, care vor ajuta copiii să depășească niște frici și temeri. Am să fac astăzi referire la o poveste foarte, foarte dragă, se numește O girafă în spațiu. Haideți să vedem, voi credeți că poate să ajungă o girafă în spațiu? Da? Sau nu? Haideți să vedem. Ce pot să vă spun e că a fost odată ca niciodată o girafă pe care o chema Leia și că Leia nu era o girafă ca toate celelalte girafe. Avea gâtul foarte lung și avea chiar mai multe pete decât celelalte. Iar într-o bună zi, Leia s-a hotărât că vrea să meargă în spațiu și toate celelalte animale erau convinse că acest lucru se va întâmpla pentru că Leia, dacă își punea ceva în cap, reușea. Girafei a venit această idee năstrușnică de a pleca în spațiu după ce a văzut o fotografie cu stele și cu planete, era curioasă să plece pe lună, să vadă cum sunt stelele, să se plimbe pe Calea Lactee, să se apropie de soare și să sară de pe un nor pe altul. Dar cel mai tare își dorea să vadă dacă sunt în spațiu girafe ca ea. O vreme și-a tot căutat un tovarăș de drum, dar n-a găsit niciun animal care să se încumete la această aventură și avea și încă o altă problemă de rezolvat, nu știa cum să plece. Auzise de rachete, dar nu știa de unde să găsească una și apoi, după multe, multe cercetări, a aflat că girafele nu pot merge în spațiu numai așa cu una, cu două, trebuia neapărat să fie însoțită de un om care se numește, știți cum? Care merge pe lună? Astronaut. Așa că acum trebuia doar să străbată lumea întreagă să caute un astronaut și apoi am mai aflat și că niciun astronaut n-a plecat niciodată în spațiu în compania unei girafe. Dar cum vă spuneam, Leia nu renunța ușor la visurile ei. Chiar dacă plecarea în spațiu părea imposibilă, ea era hotărâtă să găsească o soluție. Și nimeni nu s-a mirat când Leia i-a anunțat pe prietenii ei că a găsit soluția să plece în spațiu și i-a promis prietenilor că le va povesti ce am văzut acolo. La revedere, prieteni, și dusă a fost. Câteva zile prietenii ei n-au mai știut nimic despre Leia și erau convinși că a ajuns pe lună, că s-a descurcat ea cumva și când a revenit în pădure, după câteva zile, Leia părea puțin schimbată, avea ochii strălucitori. Toți au primit-o cu urale, așteptând cu nerăbdare să îi audă poveștile și le-a povestit despre lună, care are munți, despre astronauții cu costumele lor ciudate, despre obiectele care plutesc în spațiu și planetele pe care le-a văzut și animalele o căutau pe Leia cu gura căscată. Le plăcea atât de mult ce povestea, încât au rugat-o să le ia cu ea în spațiu când va mai merge. Desigur, a spus Leia, plec din nou, chiar mâine dimineață, cine vrea să mă însoțească, să mă aștepte la marginea pădurii. Dar cu ce ai plecat? S-au întrebat animalele. Și cum ai ajuns acolo? E periculos? Întrebau curioase animalele. Trebuie să vă spun ceva, a zis Leia. Nu am fost chiar în spațiu, dar știu bine cum e acolo. De fapt, e ca și cum aș fi fost. Cum adică? Cum? Au întrebat nelămurite animalele. Veți vedea cu toții mâine dimineață. Vă pot spune că nu este un loc periculos, ba chiar este foarte amuzant. Vă aștept la marginea pădurii, a spus Leia, după care a plecat la culcare. Cu toate că se temeau, animalele au venit cu micul mare a doua zi, dis de dimineață, pentru că nu voiau să rateze incredibila aventură. Sau, mă rog, nu voiau să rateze o excursie în spațiu sau aproape în spațiu. Și Leia, girafa noastră, a venit și ea. Ea a încolonat pe toți, au pornit către oraș și odată ajunse, mare le-a fost mirarea când au văzut că girafa i-a dus în fața unei clădiri pe care scria cu litere de o șchioapă, foarte, foarte mici. Ce credeți că scria? Bibliotecă. Ce e clădirea asta? De aici plecăm în spațiu? Au întrebat ele. Da, le-a spus girafa. O să vedeți că, odată intrate aici, o să putem merge oriunde ne poftește inima. Animalele au pășit în bibliotecă emoționate și au văzut încăperi mari pline de rafturi pe care erau așezate frumos multe cărți. Leia le-a condus la o carte cu desene minunate, cu fotografii care păreau desprinse dintr-o altă lume și cu povești multe despre spațiu. Și apoi le-a spus așa: când citești, poți să ajungi oriunde vrei tu,
chiar și în locuri în care o girafă nu ar putea ajunge vreodată. Ia vedeți unde i-a dus Leia, la bibliotecă. Sfârșit! Aceasta este povestea, este o poveste minunată pe care o puteți citi copiilor în bibliotecă și nu numai. Este o poveste de la care puteți să porniți discuții despre spațiu, despre girafe, despre planete, despre puterea imaginației și despre beneficiile pe care le aduce lectura în viața noastră. Mult succes când o să citiți povestea asta! Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați aici jos, că de curând am să revin cu o nouă postare.